Însă noi, care nu știm dacă frații noștri o să reziste la ceea ce vine asupra lor, să avem mai presus de toate grijă să nu rănim conștiința fraților. Bullying-ul nu-i bun. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Pentru că cele Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Am vorbit despre cum să facem ascultare, despre ispitele care sunt și alte aspecte legate de acestea. Toate acestea, bineînțeles, văzute în principal din punct de vedere al ucenicului, după care am vorbit puțin despre relația sa cu conducătorul său, fie duhovnicesc, fie profesional, și chiar politic, și am insistat asupra anumitor aspecte în cazul acestei relații pe verticală. Astăzi însă o să continuăm acest itinerariu, această analiză legată de ascultare și o să vedem mai degrabă din perspectiva relațiilor interumane, dintr-o perspectivă mai degrabă socială. După cum am spus de atâtea ori, raiul este comunia deplină în Dumnezeu, unitatea iubitoare cu Dumnezeu și prin Dumnezeu cu ceilalți, iar iadul este singurătatea veșnică. Din cauza asta, după cum spun Sfinții Părinți, că după Dumnezeu, iadul și raiul depinde de aproapele nostru, adică de cum ne raportăm la aproapele nostru, fraților, la celălalt. Trebuie să știți că principalul război al diavolului va fi să rupe relația prin care vine Harul lui Dumnezeu. Asta este principalul război. Adică să ne strice relațiile cu ceilalți și în principal cu instituția Harului, cu cel prin care vine Harul. Dacă ați auzit, fraților, pe cineva, în special un om, așa zis, duhovnicesc, un monah, să zic, care zice că nu a avut război împotriva conducătorului său duhovnicesc, omul respectiv sau e sfânt sau nu știe ce îi se întâmplă. Adică nu are de fel paza minții. Sau, mă rog, vă minte în față. Altă care nu există, fraților, nu văd. Aici trebuie să fim cu foarte mare grijă și să nu primim aceste gânduri. Desigur însă că acest proces depinde de măsura duhovnicească a ucenicului, de iubirea sa față de conducătorul său, de credința sa în Dumnezeu și prin acesta, de cel pe care Dumnezeu l-a pus. Însă, bineînțeles că depinde și de acesta din urmă, adică de conducător. Înțelegeți? Acum, dacă obștea este mică, de exemplu, o familie, o chilie mică, o parohie mică, o firmă mică, lucrurile sunt mai simple. Dacă însă arealul e mai mare, adică o mănăstire mare, o parohie cu mulți oameni, o multinațională, un oraș, să zic, în cazul primarului, nu? Județ sau chiar la nivel național, în cazul conducătorului politic la nivel național, atunci lucrurile devin mult mai complexe și conducătorul trebuie să știe foarte bine. Știe foarte bine că se află în ceață pe un teren minat, că nu știe cu cine are de-a face. Din cauza asta spune Sfântul Ioan Scăraru că un ducător nu trebuie să aibă darul, să zic așa, afaceri de minuni sau darul vindecărilor, ci darul clarvederii cel puțin și darul discernământului, adică darul deosebirii duhurilor. Toate aceste daruri vin direct de la Dumnezeu, printr-o smerenie cruntă, fraților, smerenie care presupune o ascultare prealabilă. Adică, fraților, un părinte de succes este cel care a fost un copil ascultător. Un duhovnic, un stareț de succes a fost cel care a fost un ucenic ascultător. Un director bun, director de succes, este cel care a început de jos și a fost ascultător. Adică știe el practic ce se întâmplă pentru că a învățat de la alții înaintea lui. Cred că e natural, fraților, asta, da? Uitați-vă la toate marile firme și la toți directorii carismatici, capabili, la toți directorii de succes. Bine, acum, desigur că eu nu-i validez din punct de vedere duhovnicesc, însă ei au reușit pe plan profesional pentru că au fost ascultători. Au fost ascultători, bineînțeles, pe plan profesional. Au început de jos. La fel și pe plan politic și social, un conducător politic nu poate să fie de succes dacă nu a fost înainte un cetățean de succes și care a ucenicit pe lângă alți diplomați, pe lângă alți oameni politici de succes, față de care a făcut ascultare și a învățat meserie. Înțelegeți? Din această experiență a ascultării pe diferite planuri, după cum vorbeam, omul capătă această smerenie. O smerenie, fraților, de bază, adică, na, înțelegeți, deci nu vorbesc de măsuri înalte a smereniilor de Sfinții Părinți. Ei, capătă această smerenie și acest discernământ al duhurilor în domeniul respectiv. Acum trebuie să fim puțin atenți aici, că dacă cineva capătă ca dar pentru ascultarea sa pe plan profesional discernământul duhurilor pe acest plan,
Adică, de exemplu, dacă cineva a ucenicit pe în informatică, de exemplu, am cunoscut puțin ca programator junior, pe lângă mari programatori și arhitecți de software, și deci capătă de la Dumnezeu luminarea să știe ce arhitecturi de software trebuie implementate în diferite situații sau, și mai important, dacă o cultură de companie de software e toxică sau nu, e de succes sau nu, asta nu înseamnă că el știe și cum să rezolve problemele duhovnicești, problemele existențiale, problemele de viață. Sau și mai serios, nu știe să rezolve nici măcar problemele, sau cu atât mai mult nu știe să rezolve problemele altora. Înțelegeți? Acum o să-mi spuneți că e evident asta. Da, este evident. Însă uneori se vede că ne băgăm în probleme duhovnicești și ne impunem părerea, uneori chiar fără să ne dăm seama. Știi? Învățăm pe alții și chiar ne băgăm și peste duhovnic, în cele duhovnicești, în cele ale biserici. Deci nu fac aluzie atât la programatori, vorbesc doar de ei pentru că domeniul care, mă rog, cu darul lui Dumnezeu am avut o mică experiență în viața mea. Și vorbesc în general, adică oamenii care sunt într-o parohie pentru că ei se cred pe sine și posibil să fie și adevărat antreprenori, oameni de afaceri reușiți, ei cred că pot să facă și cele duhovnicești. Fraților, nu e chiar așa, înțelegeți? Nu e chiar așa. Acum trebuie să știți că din contră, în cazul oamenilor de top, în cazul, de exemplu, și la programatori, în cazul programatorilor de top, se observă exact contrarul. Un programator de top este cel care își dă seama cât de mică e distanță între urechi, fraților. Cât de mică e distanță între urechi, cât de neputincios este în fața complexităților în software și mai ales în fața problemelor umane. Și asta pentru că orice problemă de IT este umană în esența ei. Să țineți minte asta. Da. Pentru că au fost mari drame pe planul ăsta, au încercat să rezolve probleme de IT, crezând că sunt probleme de soft. Sigur, sunt, dar în principal nu au rezolvat problemele umane și din cauza asta au clacat, ferească Dumnezeu. Acum, chiar și eu ca monah am primit multe indicații de la cei care nu au legătură cu viața monahală, nu au stat în mănăstire ca frate, ci doar se bazeze pe crezământul minții lor. Asta pentru că civilizația de azi ne împinge spre afirmarea părerii proprii, spre ținerii cu tăria poziției noastre bazate pe ceea ce am citit și am auzit pe net. Și nu pe experiență personală. Încă o dată, crezământul în propria minte. Da? Că am citit eu că nu știu ce postac pe anonim, pe net o spus nu știu ce și ălalt care are 20 de ani de viață în meserie, el nu știe. Știu eu că am citit pe net. Fraților, nu e așa. Înțelegeți? Bineînțeles, de asemenea, există și partea inversă, care e puțin mai subtilă uneori. Adică un specialist în duhovnicie, adică un duhovnic, nu trebuie întrebat neapărat în probleme profesionale sau în probleme sociale sau în altceva. Înțelegeți? Duhovnicul nu le știe pe toate, însă le știe mai mult sau mai puțin pe cele duhovnice și din acestea trebuie ascultat. Înțelegeți? Acum, dacă pe mine mă întrebați despre informatică sau, mă rog, despre fotografie și filmări și echipamente, sigur, eu aș putea să vă dau o părere, dar nu înseamnă că sunt autoritate în domeniu și că voi sunteți legați în fața legii duhovnicești să ascultați de soluția informatică pe care vă spun eu. Acum, dacă respectați, cum să spun așa, experiența în domeniu, foarte bine. Dacă nu, sunteți liberi. Deci, frate, nu înseamnă că dacă cineva știe duhovnicie, bine, eu nu știu duhovnicie, dar anumiți duhovnici sunt considerați drept guru și sunt întrebați tot felul de lucruri. Frate, nu e așa. Duhovnicul este un consilier în probleme de păcat și până aici. Fraților, toți suntem limitați și nimic mai urât decât cineva care se crede că le știe pe toate. Chiar în limba greacă există un termen, se numește xerolas, adică atot cunoscătorul, însă în sens ironic, pentru că, după cum spun Sfinții Părinți, cunoașterea teoretică, intelectuală, fără cea practică, este cel mai sigur drum către erezie. Către erezie. Erezia poate să fie și o erezie, eroare, deci cuvântul eroare provine de la grecul eresie, erezie, eroare profesională, poate să fie erezie profesională, însă, Doamne ferește, poate să fie și una dogmatică. Înge-i sufletul nostru în joc, fraților. Înțelegi, ne pierdem mântuirea pe baza încrederii în sine. Suntem încrezuți și cădem foarte ușor în înșelare, în eroare. Înțelegi, din cauza asta în limba română există un cuvânt foarte frumos, mie îmi place foarte mult cuvântul ăsta, care descrie cel care este încrezut, cel care se încrede în sine, este vorba de cuvântul înfumurat. Adică este în fum, fraților, cel care își crede gândului este în fum, este un înfumurat. Înțelegeți?
Dacă acest lucru este urât în cazul unui conducător, cu atât mai mult este de dezavoat în cazul unui ucenic, fraților. Înțelegeți? Bun. Acum am hotărât că nimeni nu le știe pe toate, deci ucenicilor mai ales mă adresez pentru că ei sunt în pericol, ei nu știu, da? Și vor să învețe. Trebuie să-și aducă aminte, deci ucenicilor, învățăceilor, trebuie să vă aduceți aminte de izbânzile conducătorului vostru, duhovnicesc, astfel încât să contrabalansați atacurile vrăjmașului, care dorește să vă separe de conducătorul său, de conducătorul vostru. După cum am mai spus, aceasta este principala ținta vrăjmașului. Deci totdeauna când aveți un profesor sau aveți un conducător sau părinții voștri, aduceți-vă aminte de clipele frumoase pe care le-ați petrecut cu ei. Și nu că acum au greșit. Lăsați asta, nu-i bine. Nu vă despărțiți. Vă despărțiți. În întărirea acestei relații trebuie să știți că ajută foarte mult deschiderea, comunicarea față de conducătorul nostru. Desigur că atunci când vorbim de comunicarea desăvârșită, aceasta are caracterul unei spovedanii, adică o deschidere a ucenicului față de conducător în temele în care acesta conduce, în care acesta învață pe ucenic, în temele în care îi predă din experiența sa. Adică, de exemplu, sigur, la duhovnic ne spovedim pe plan duhovnicesc, dar la șeful ierarhic, ce să zic, la, cum spuneam, la arhitectul de software, la project manager, ne spovedim, să zic așa, pe plan profesional. Adică spunem, mă iertați, domnul Cutare, cred că arhitectura asta nu e bună, soluția asta nu e bună, sau poate că ar fi mai bine așa, am problemele astea, înțelegeți? Foarte important. Din cauza asta este necesar ca să ieși și la părinți, mai ales la părinți, deci tineri, bine că m-am adus aminte, tineri, nu care cumva să vă închideți în fața părinților. Discutați cu părinții și iarăși mă întorc către părinți. Nu vă comportați astfel încât să închideți pe tineri, să tăiați legătura cu ei. Nu fiți atacatori mai mult decât e necesar. Nu fiți, presanți mai mult decât e necesar. Nu face bine asta, că dacă se rupe legătura, după aceea o să alergați mult și bine pentru a o reface. Înțelegeți? Și din cauza asta este necesar ca să existe o relație de iubire între conducător și condus. Relație care, desigur, se realizează mai ușor în clipa în care, după cum spuneam, conducătorul are o obște, o comunitate, o familie mai mică de gestionat. Familie, nu? Atenție, când spunem o familie, că familia e mică și spunem familie numeroasă, familia numeroasă e câți copii? Deci e tot e obște mică, fraților. Nu se poate compara, evident, cu o parohie, de exemplu, sau cu o țară. Din cauza asta, familia este celula de bază a societății, înțelegeți? Și pe celălalt plan al monahismului e vorba de obștea mică, dar acum obștea mică, spune Sfântul Ioan Scăraru, care este cea mai bună, e o problemă cu obștele mici astăzi, pentru că nu se găsesc atâția ava, atâția conducători duhovnicești ca să conducă acești obști mici, înțelegeți? Din cauza asta. Însă să știți că ajută Bunul Dumnezeu, dar are grijă Bunul Dumnezeu. Deci, totdeauna, cum spuneam, trebuie să fie aceste celule mici, aceste cuiburi de duhovnicie, familii în lume și în monahism. Desigur, pentru că, după cum spuneam, în monahism nu avem foarte mulți stareți duhovnicești, ava, din cauza asta, obștile sunt mari. Bun, și ca să vă dau un exemplu relativ la succesul unei spovedanii într-o obște mică, avem celebra obște a lui Gheron Iosif, a Sfântului Iosif Isihastu, unde acesta era foarte iubitor seara și spovedea în fiecare zi pe ucenicii săi, în fiecare zi. Acest lucru îi permitea pe parcursul zilei să smerească pe frați și să le taie voia, pentru că știa cât de mult poate să ducă fiecare. Deci să putea să ridice tonul aici și așa mai departe. Ucenicii știau că Ava, că Sfântul Iosif Isihastu îi iubește, înțelegeți? Nu se rupeau de el, pentru că știau că toate lucrurile astea, pe de o parte, îi smerea și, pe de altă parte, cum îi spune, îi ajuta să meargă înainte. Ajuta să meargă înainte, să lucreze, să conlucreze, să colaboreze, înțelegeți? Era una. Mi-am trăit-o asta, bineînțeles, cu duhovnicul meu, Dumnezeu să binecuvânteze, Părintele Teona, așa, care, într-adevăr, eram foarte apropiat și el în continuu mă smerea și spunea și eu simțeam dragostea lui, înțelegeți, m-a ajutat foarte mult asta. Pe când, dacă cineva este departe, poate să aibă și orice altă poziție, tot nu validează Harul Duhului Sfânt, înțelegeți?
Așa se desăvârșește cineva, când e aproape de conducătorul său duhovnicesc și face ascultare. Pe de altă parte, performanța extraordinară a Sfântului Atanasie Atonitu, care este socotit patriarhul monahismului Atonit, nu este asceza sa sau, că eu știu, învățăturile sale, scrierile sale. Sfântul Atanasie nu a scris nimic, nu a rămas, adică, ceva, o operă extraordinară de la el. Și referitor la asceza sa, da, a făcut asceză, desigur, dar nu se distinge. A fost părinții Sfântul Munte care au făcut asceză mult mai mare decât Sfântul Atanasie Atonitu. Performanța extraordinară a Sfântului Atanasie Atonitu era faptul că, având obște de 120 de monahi, putea să spovedească pe fiecare zilnic. Foarte probabil că Sfântul Atanasie spovedea și prin mesaj, adică, bine, nu pe WhatsApp, fraților, sau Telegram, sau Skype, sau Dumnezeu mă știe ce, ci pe bilețele de hârtie, practică pe care o amintește și Sfântul Ioan Scăraru. Și Sfântul Ioan Scăraru, înțelegeți? Foarte important ca ucenicul să fie total deschis față de ava lui. Bineînțeles că menționăm că e importantă deschiderea și nu spovedania în sensul pur eclesial, clasic al cuvântului. Pentru că, de fapt, și Gheroniosi și Sfântul Atanasie Atonitul nu erau preoți, erau simpli monahi, înțelegeți? Acum, când această spovedanie zilnică nu este cu putință, de exemplu, într-o comunitate mai mare, într-o parohie mai mare, într-o întreprindere, să zic așa, atunci desigur că lucrurile se schimbă și fiecare dintre cei implicați trebuie să se smerească, pe de o parte conducătorul să-și cunoască limitele și să nu preseze pe cei conduși, că nu știe unde dă și unde crapă, înțelegeți? Iar pe de altă parte, cei conduși trebuie să facă răbdare până la probleme de păcat, desigur. Și bineînțeles să fie comunicarea bună. Acum că avem mail-uri, avem toate programele astea, să folosiți mail-ul, folosiți WhatsApp sau ce programe aveți astăzi și trimiteți un mesaj când e cazul. Înțelegeți? Nu vă însingurați. Înțelegeți? Desigur că, cum spuneam, trebuie să ne oprim la probleme de păcat, însă păcatul conducătorului trebuie să fie însă evident, adică dovedit. În general, spun Sfinții Părinți că e vorba de faptul că acesta preferă, cum să zic eu acum, relații cu femei în detrimentul obștei, uneori chiar relații mai strânse, mă rog, cred că știți la ce mă refer, sau și, Doamne ferește, dacă acest conducător începe să spună, să facă lucruri condamnate de comunitatea respectivă ca și evident greșite. Înțelegeți? Cum comunitate, mă refer la comunitatea largă, pe plan duhovnicesc, atunci când conducătorul duhovnicesc încearcă să spună erezii, condamnate în sinod. Deci nu imediat când îi se pare cuiva că gata, conducătorul meu, starețul meu a greșit, directul a greșit, mă despart. Nu e așa, fraților, înțelegeți? Cine ușor se răsădește și se mută din loc în loc, acela nu dă rod. Poate să fie el oricât de bun din punct de vedere profesional, sau, mă rog, anumitor harisme naturale, adică, eu știu ce să zic, în cazul monahismului cântă frumos sau pictează frumos, așa, icoane. Fraților, nu dă rod, înțelegeți? Mai de mult era o mare rușine ca cineva să, cum să spun, chiar în lume, să divorțeze. Era de neconceput, astăzi e la modă. Sau mai de mult iarăși era rușine să schimbă cineva locul de muncă. Era un minus. Astăzi, fiecare 5 minuțele. Fraților, nu e așa, înțelegeți? Pentru că tot am ajuns aici la păcatele reale, exagerate sau chiar imaginare ale conducătorilor, așa după cum ni se pare nouă, în cazul ucenicilor, o dovadă a iubirii, a deschiderilor de care vorbeam față de conducător, este și menționarea cu smerenie, încă o dată mă repet, cu smerenie, a unor lucruri care deranjează, pe care le duc mai dificil. Nu suntem atacatori, înțelegeți? Conducătorul este bine să le rezolve pe acestea, dacă sunt întemeiate, bineînțeles, și mai ales dacă ucenicii nu sunt legați cu lanțul de aur al iubirii, cum spune Sfântul Ioan Scăraru. Că dacă nu sunt rezolvate aceste tensiuni interioare ale condușilor, la momentul o să explodeze și explozia să fie mare. Înțelegeți? Dacă însă un ucenic iubește pe Dumnezeu și pe oameni, atunci acesta poate să aibă mari realizări și pe plan duhovnicesc și pe plan social, profesional. Da? Și poate să fie smerit și poate să fie dat de exemplu. Citim în viețile Sfinților, a Sfinților Părinți, ce ascultări, ce smeriri treceau unii dintre aceștia. Pentru că am aminte acum de un caz, din destule cazuri pe care Sfântul Ioan Scăraru le amintește, în care starețul smerește pe un tâlhar care dorea să devină monah, să se spovedească public. Acesta a făcut starețul respectiv, după cum notează Sfântul Ioan, ca să smerească pe diavol,
ca să-l curețe pe om de multele păcate pe care le avea tâlharul respectiv, care era rău de tot fraților, și ca să le fie exemplu celor din obște. Pentru că în obștea stariusului respectiv existau părinți cu păcate nespovedite, care deci se închiseseră deja. Să ajungeți foarte periculos, fraților. Bun, însă acest lucru starețul nu l-a putut face dacă nu l-ar fi cunoscut pe omul respectiv care, mă rog, se spovedise în privat, tocmai se spovedise înainte la starețul respectiv și deci știa starețul că o să reziste. Însă noi, care nu știm dacă frații noștri o să reziste la ceea ce vine asupra lor, să avem mai presus de toate grijă să nu rănim conștiința fraților. Bullying-ul nu-i bun, fraților, atacatul la adresa celorlalți nu-i bun. Să nu uităm că în clipa în care rănim pe cineva, o să plătim pentru asta, fraților. Sau prin pocăința proprie, slavă Dumnezeu, ar fi foarte bine, sau dacă nu, printr-o smerire, printr-o durere provenită de la legea duhovnicească. Oricum se întoarce, fraților, nu crezi că scăpați. Când rănim pe cineva, când păcătuim, simțim o plăcere, o satisfacție dăcească, care se va plăti, cum spuneam. În clipa în care cineva face bullying, ăla se simte satisfăcut. Frați că bun Dumnezeu, înțelegeți? Și o să plătească pentru a se restabili echilibrul duhovnicesc. Sunt multe păcate în relațiile cu ceilalți care se plătesc, înțelegeți? Amintesc aici doar două din extrema cealaltă a păcatelor atacatoare, a păcatelor agresive de care am vorbit, a păcatelor amare, care rănesc pe frați frontal pentru comportament așa bădăran, necioplit, să zicem. Aceste celelalte păcate din extrema cealaltă sunt așa zisele păcatele dulci, care sunt în contra chipurile cu păcatele amare, tot păcate sunt. Păcatele astea se prezintă frumos. E vorba de îndrăzneală și slava deșartă. Nu avem îndrăzneală către frați, fraților, pentru că îndrăzneală e soară cu obrăznicia. Și foarte ușor se ajunge iarăși la rănirea așa noastră și a fraților. Deci, bullying-ul vine și din cauza asta, că avem îndrăzneală, nu? Și iarăși se ajunge la rănire și iarăși o să plătim și noi și ceilalți care ne validează. O a treia mare categorie de păcate referitor la frați, relativ la frați care stau la, aceste păcate stau la mijloc, între păcatele amare și păcatele dulci, sunt păcatele legate de indiferența față de frați. Adică celălalt are nevoie de ajutor să se bată și ție nu-ți pasă. Adică, bun. Sau mult mai mult și mult mai mult chiar îl presezi. Când termină, ai terminat. Păi ce faci acolo, înțelegeți? Foarte mare probleme. Și unor chiar așa râs fin, mucalit de el. Asta și asta o să plătească, fraților. Plăcerea asta o să fie scoasă printr-o durere, printr-o smerenie analogă. Pe de altă parte, fraților, să nu refuzăm smerile, durerile, pe motiv că nu rezistăm. Fraților, pentru noi sunt. Fraților, noi trebuie să ne ridicăm la nivelul voii lui Dumnezeu și nu voia Dumnezeu să coboare la nivelul nostru. Trebuie să le ducem care noastre sunt, înțelegem? Ca să plătim din păcate. Noi suntem de iad, fraților. De vreme ce Dumnezeu îngăduie ceva, știe El foarte bine de ce îngăduie lucrul respectiv. Și odată cu ispita, cu smerirea, dă și ieșirea din aceasta. Din cauza asta să facem răbdare, să avem rugăciune și simplitate nădejde într-o ascultare noastră. E nevoie de rugăciune, pentru că rugăciunea e vorbirea minții cu Dumnezeu și de ce astfel aflăm ce dorește Dumnezeu de la noi în ispita în care trecem. Să nu facem după capul nostru, pentru că ceea ce fac după capul lor, fără să întrebe și fără să asculte, fără să aibă răbdare și fără să aibă nădejde, că o să ajute Bunul Dumnezeu, mai rău s-au încurcat în ițele ispitelor și de acolo n-am ieșit, fraților, n-am ieșit. Să ne ferească Bunul Dumnezeu și să ne ajute Bunul Dumnezeu, pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, milește pe noi. Amin.